Mehmet Topal, jucător de legendă al fotbalului turc, fost capitan al Naționalei Turciei și al lui Fenerbahçe Istanbul, de trei ori câștigător al Superligii Turciei cu trei echipe diferite. De asemenea, a fost jucător important al Valenției în La Liga, este noul antrenor al Petrolului Ploiești. Fostul mijlocaș, Mehmet Topal, și-a început cariera la Dardanel Sport și a încheiat tot în campionatul Turciei, la Besiktas. Noul antrenor al Lupilor a transmis un mesaj. Salut, Petrolul! împreună la mare victorii, Forza petrolul! În vârstă de 38 de ani, Topal a semnat cu FC Petrolul Ploiești un contract valabil pentru următorii trei ani. Va ajunge la Ploiești duminică atunci când va face cunoștință cu noi să elevi.